Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal. Un ger năprasnic a lovit România în ultimele ore. Temperaturile au coborât chiar și la minus 20 de grade Celsius. La ce putem să ne așteptăm în următoarele ore, ne spune directorul ANM, doamna Elena Mateescu. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezența în Jurnal. Bună dimineața! Așadar, la ce să ne așteptăm în următoarele ore, doamna Mateescu? O vreme în continuare, mai repede decât în mod obișnuit, în următoarele de la mijlocul săptămânii putem să vorbim de temperaturi în creștere, astfel încât să considerăm mai ales ultima decadă a celei mai reci luni din iarnă și din an, luna ianuarie în țara noastră, de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit. Dar până atunci, mai ales până miercuri, vorbim de o vreme geroasă. În această dimineață am înregistrat minus 22 de grade Celsius la Miercuri, Neciuc și Joseni. În bună parte din țară, recorduri ale temperaturilor minime la 8 stații meteorologice, de pildă la Bâlea-Lac, a fost depășit recordul anterior, minus 20,7 grade Celsius, față de recordul anterior, minus 19,2 grade Celsius, pentru că în această dimineață la aceste stații meteorologice au fost depășite și înregistrate cele mai coborâte valori ale unei dimineți de 17 ianuarie până în prezent. Și ieri am înregistrat la 5 stații meteorologice, inclusiv la Bâlea-Lac, iată valori în zona montană înaltă, recorduri ale temperaturilor maxime, cele mai scăzute valori ale unei zile de 16 ianuarie la nivelul temperaturilor maxime. În continuare și astăzi, o vreme deosebit de rece, temperaturile maxime vor fi în continuare negative, adică minus 10, minus 1 grad. Minimele vor fi de asemenea sub minus 18, minus 8 grade Celsius și chiar și luni și marți dimineață vom păstra, din punct de vedere meteorologic, același ecart al valorilor de temperaturi. Cele mai coborâte valori, într-adevăr, în depresiunile din estul Transilvaniei sunt minus 20 de grade Celsius, inclusiv în capitală, luni dimineață este posibil să vorbim de valori între minus 12 și minus 10 grade Celsius, posibil sub minus 14 grade Celsius în zona preorășenească. Vedem că ninge cam povești în capitală, va continua să ningă pe parcursul zilei, dar și în zilele următoare se va depune strat consistent de zăpadă? Nu, discutăm de o cantități de precipitații nesemnificative. Local vor mai fi posibil pe suprafețe de areale mici și ninsori, în special în partea de sud-sud-est, dar chiar și în zona montană, astfel încât să nu discutăm de un strat consistent de zăpadă. Pe măsură ce cerul se înseminează, temperaturile coboară, astfel încât caracteristica meteorologică a acestei perioade rămâne de vremea deosebit de geroasă în aproape toată țara. Ne apropiem de finalul lunii ianuarie și de începutul lunii februarie. Știm cam cum va fi vremea în ultima lună a iernii? Estimările pentru următoarele 4 săptămâni actualizate vineri de către Administrația Națională de Meteorologie indică pentru ultima decadă a lunii ianuarie, așa cum menționam, mai ales din 21, temperaturi în creștere, să vorbim de maxime care să devină pozitive, în general, minus 2 până la 7 grade Celsius posibil în zilele din 22, 23, 24 ianuarie, chiar 10-11 grade Celsius și minime între minus 7 până la cel mult 3-4 grade Celsius, cele mai ridicate valori în partea de sud-est a țării. Iar prima săptămână din ultima lună acestei ierni, în luna februarie, păstrează un semnal la acest moment cu valori de temperaturi peste medii, mai ales în extremitatea sudică, și se pare că acest semnal este caracteristic cel puțin pentru prima decadă a lunii februarie. Ulterior, valori apropiate de normal. Dispunem de informații până la jumătatea lunii februarie. Tendința spre excedent a cantităților de precipitații rămâne în continuare de interes, în special în partea de vest, nord-vest și zona montană aferentă. Putem să ne așteptăm la ceva ninsori și în prima lună de primăvară? E ceva ce ați putea prognoza acum? Nu putem să ne pronunțăm, e prematur, nu trebuie să excludem.
De altfel, perioadele mai calde urmate de perioade mai reci, așa cum s-a întâmplat și cum este deja evident în ultimii ani, indiferent de sezonul în care ne aflăm. Au fost situații când în luna martie sau aprilie am avut strat de zăpadă, așa că nu excludem această posibilitate. Desigur că depinde foarte mult de evoluția contextului sinoptic, care se genereze asupra țării noastre o vreme fie mai caldă, fie mai rece și care, în general, luna martie, luând în considerare caracteristicile climatice, păstrează, cel puțin pentru prima parte, și aspect de iarnă. Dar e prematur să ne pronunțăm. Pe măsură ce ne vom apropia de intervalul respectiv, cu siguranță vom putea veni cu date noi. Așadar, și pentru bucureșteni aveți vești bune, să le spunem așa. De la jumătatea săptămânii vremea începe să se încălzească ușor, vom avea temperaturi pe plus. Va continua această încălzire și în săptămânile următoare și în capitală? Dar și în capitală discutăm de o vreme mai caldă pentru ultima decadă, valori care, așa cum am spus, să fie în general pozitive la nivelul maximelor, mai ales valori care să fie consemnate ca și 9, 10, 11 grade, iar la nivelul minimelor, de asemenea, ușor pozitive, 3-4 grade Celsius. Însă, totuși, trebuie să luăm în considerare că nopțile și diminețile rămân în continuare reci, chiar dacă, să spunem, vremea este în încălzire de la o zi la alta, pentru că până la urmă ne aflăm în cea mai rece lună a anului, luna ianuarie. Și o ultimă întrebare, doamna Mateescu, dacă putem ști de pe acum cam cum va fi anul, va fi unul secetos, cam ce ați putea prognoza la această oră? La acest moment, cel puțin debutul noului an agricol 2020-2021 a început prin lunile de toamnă cu valori de precipitații ușor mai coborâte, mai ales pentru septembrie și octombrie. Un noiembrie care a adus un excedent de precipitații în jumătatea sudică a țării și de asemenea prima lună de iarnă a registrat un excedent tot în zonele cele mai afectate de secetă în anul agricol anterior 2019-2020 și iată că și prima parte a lunii ianuarie, tot în aceleași zone, în Oltenia, în Muntenia, discutăm de valori peste normalul climatologic. Sigur că în stratul de sol 0,20-0,50 cm putem să considerăm o îmbunătățire a rezervei de apă din sol la valori satisfăcătoare. Pe profilul 0,100 cm încă este nevoie să mai avem precipitații în următoarea perioadă, pentru că mai ales în acest profil de sol, în anul agricol anterior, am avut un deficit accentuat de precipitații. Desigur că va depinde foarte mult ce se va întâmpla până la sfârșitul lunii martie, când este considerată perioada de acumulare a apei în sol, atât pentru ceea ce se află în desfășurare în vegetație, spunem noi, prin culturile înființate în toamna anului 2020, dar și pentru pregătirea campaniei pentru primăvara 2020. Un lucru putem să-l confirmăm, pentru că deja s-au făcut estimări la finele anului 2020 privind prognoza anului 2021, în continuare un an al extremelor meteorologice. Centrul Meteorologic Britanic estimează în 2021 mai cald decât în mod obișnuit, cu aproximativ 1,3 grade Celsius față de perioada preindustrială, și același centru britanic estima pentru 2020 aceeași prognoză, care s-a și confirmat. 2020 la nivel mondial se alătură celor trei ani cei mai călduroși din istorie, 2016 și 2019, și chiar și în țara noastră 2020 este al doilea an cel mai călduros după 2019 din perioada 1900 și până în prezent. Așadar, în continuare, un an al extremelor meteorologice cu fenomene severe, indiferent de sezonul în care ne aflăm, și caracteristici privind, iată, evoluții ale extremelor, fie de la perioade foarte călduroase, așa cum a fost și prima săptămână din ianuarie, fie perioade mai reci, cum este perioada pe care o traversăm acum. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste precizări. A fost alături de noi doamna Elena Mateescu, director ANM. Noi continuăm acum știrile.
Bolnavii cronici care s-au tratat la privat nu se pot înscrie pentru vaccinarea împotriva COVID-19. CNAS a explicat că acest lucru se întâmplă pentru că în acest moment apar în sistem doar cei care au făcut decontări la spitalele publice. Gabriela Mihai a urmărit această situație și vine cu toate datele. Bună dimineața, Gabi! Bun găsit, autoritățile spun că bolnavii cronici care în ultimii ani s-au tratat exclusiv în spitalele private, care nu au decontat cheltuieli de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, nu există în evidențele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, tocmai de aceea aceștia nu se pot înscrie pe platforma făcută de autorități pentru a se programa la vaccinare împotriva COVID-19. Și deocamdată nu există o evidență a celor care au nevoie să se înscrie, cei care sunt pacienți bolnavi cronici și se află în grupa de risc. Însă, autoritățile susțin că ar putea aceștia să meargă la medicul de familie cu toate documentele care atestă faptul că sunt bolnavi cronici, iar medicul de familie ar putea face înscrierile pe platforma de programare pentru vaccinare împotriva COVID-19, aceasta fiind până la urmă, în aceste momente, singura soluție. Pe de altă parte, sunt mai mult multe categorii de bolnavi cronici care nu există în aceste evidențe ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, mai mult decât atât și pacienți care suferă de obezitate sau hipertensiune ar putea avea aceeași problemă în contextul în care aceștia nu figurează în baza de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Prin urmare, cei care ar trebui să preia acum problema sunt medicii de familie, însă rămâne de văzut care vor fi răspunsurile venite din partea autorităților în contextul în care până acum, așa cum spuneam, mai mulți bolnavi cronici nu au reușit să se înscrie pentru a se vaccina împotriva COVID-19. Important de menționat este că din momentul în care s-a dat startul celei de-a doua etape în campania de vaccinare, adică din 15 ianuarie, de două zile, s-au înscris peste 300.000 de persoane în program pentru a fi vaccinate și locurile au fost ocupate 100%, de exemplu, în capitală. Pe de altă parte, până acum au fost vaccinate 196.000 de persoane împotriva COVID-19. Gabi, mulțumim frumos pentru informații. Numai puțin de 47 de jucători de tenis participanți la Australian Open vor sta izolați la hotel în următoarele două săptămâni. Asta după ce două dintre persoanele cu care avionul aceștia au mers la antipoze au fost testate pozitiv cu COVID-19. Printre sportivii forțați să stea în izolare se numără și românca Sorana Cârstea, care și-a spus nemulțumirea pe Twitter. 24 de jucători care au efectuat o cursă charter din SUA spre Melbourne, dar și alți 23 de sportivi care au ajuns în Australia de la Abu Dhabi, se află acum în carantină de două săptămâni după ce la bordul celor două aeronave au fost depistate mai multe persoane cu COVID-19. Printre cei obligați acum să petreacă două săptămâni în camera de hotel se numără vedete precum Kane și Corey, Sloane Stephens sau Victoria Azarenka, dar și sportiva română Sorana Cârstea. Românca a scris pe contul său de Twitter despre situația inedită în care se află. Unii ne acuză că facem mofturi. Nu am nicio problemă să stau 14 zile în cameră și să mă uit la Netflix. Credeți-mă, e un vis devenit realitate, chiar o vacanță. Ceea ce nu putem să facem este să concurăm după ce am stat 14 zile pe canapea. Asta e problema. Nu regula carantinării, a scris Sorana, care a intrat și într-un schimb de replici cu Iulia Putințeva. Rusoaica se află și ea în aceeași situație și spune că sportivii nu au fost anunțați că vor intra în carantină două săptămâni dacă va fi cineva găsit pozitiv la bordul aeronavei. Dacă ne-ar fi spus de această regulă înainte, nu aș mai fi jucat în Australia. Aș fi rămas acasă. Ne-au zis că zborurile vor fi la 20% capacitate și că vom fi considerați contacți apropiați doar dacă cineva din echipă sau anturaj e pozitiv, a acuzat Cârstea. Întrebată de un fan de ce a mai mers la turneu dacă nu-i convin regulile de prevenție, românca a replicat. Au promis că vom avea 5 ore pe zi în care să ne putem antrena, să mergem la sală și la recuperare. Asta era înțelegerea pentru care am venit. Dar regulile s-au schimbat peste noapte, a spus sportiva română. Întrebată de un jurnalist cum va fi afectată de faptul că stă două săptămâni în carantină, Sorana
replicat că ar avea nevoie de cel puțin 3 săptămâni pentru a putea fi într-o formă fizică bună pentru competițiile sportive. În prezent, Sorana Cârstea se află pe locul 71 WTA, iar la Australian Open are de apărat un tur 2 reușit sezonul precedent. Australian Open a făcut eforturi gigantice pentru a bloca răspândirea noului coronavirus. Turneul a pus curse charter pentru a aduce aproape 1200 de persoane, jucători plus staff, la antipozi. O aventură care a costat pe organizatorii Australian Open peste 40 de milioane de dolari. De asemenea, vedetele din circuitele ATP și WTA, printre care și Simona Halep, Rafael Nadal sau Novak Djokovic, se vor pregăti separat într-o bulă sanitară la Adelaide, fapt ce a stârnit critica sportivilor cu clasament mai slab. Un american a fost arestat la Washington după ce s-a descoperit asupra lui un pistol cu 500 de gloanțe. Individul a prezentat o acreditare falsă pentru ceremonia inaugurării președintelui Biden. Wesley Allen Biller este originar din Virginia și le-a prezentat agenților de poliție un document fals pentru ceremonia de inaugurare a lui Joe Biden. Bărbatul a fost arestat în momentul în care încerca să treacă de un punct de control din centrul orașului. Acesta purta asupra sa un pistol încărcat și 500 de cartușe de muniție. Când a fost întrebat de forțele de ordine dacă are armă asupra sa, acesta a răspuns că are un pistol semi-automat, dar și că era gata de tragere armat cu 17 gloanțe. Poliția a recuperat arma și muniția din posesia individului. Asupra bărbatului a fost găsită și o broșură a pistolului. Biller a fost arestat pentru posesia de arme și muniție neînregistrată.